aici, în Republica Cehă. Dar până ce, iată, am reușit să vă colectăm, să vă strângem pe dumneavoastră. Pentru a ține o discuție apropiată, pentru cât de cât o mică odihnă pentru dumneavoastră, eu vreau să vă prezint în primul rând aparatul ambasadei cu care veți avea legături strânse împreună cu noi și noi bazăm pe dumneavoastră cu un ajutor foarte mare, fiindcă sunt propuneri foarte interesante, sunt dorințe foarte mari, dar pentru a trece la acele propuneri care sunt, eu cu plăcere vă prezint deci lucrătorii noștri care sunt, domnul Tudor Goia, care este un diplomat profesionalist, el are experiență de studii bogată în diferite țări, domnul Emil Brenici, care de asemenea este diplomat profesionalist, are experiență diplomatică în multe țări de acum, și domnul Goia și domnul Brenici sunt lucrători cu experiență bogată în aparatul Ministerului Afacerilor Externe. Persoana care ne protejează din punct de vedere financiar și tot timpul ne impune pentru a economisi, doamna contabilă Tatiana, care este împreună cu noi dumneavoastră, tot are experiență diplomatică, a fost în misiuni în China, Turcia și iată acum este în Cehia. Împreună cu mine este domnul Vitalii Zgotea, care lucrăm mulți ani de acum împreună cu dumneavoastră, fiind deputat la Parlament, fiind viceprim-ministru la Guvernul Republicii Moldova și acum ambasador, dumneavoastră a fost permanent împreună cu mine ajutorul principal. Alte persoane mai tinere, care vreau să le aduc ca pildă dumneavoastră, care au terminat aici așezământul de învățământ în Cehia, cu o experiență teoretică destul de bogată, practică încă ne învățăm, este persoana care a organizat pe dumneavoastră aici, domnul Vlad Silivestru, și el va fi persoana principală pentru a organiza la diferite manifestări, dar eu sper că, ca să fie dumneavoastră mai ușor, volumul de lucru este foarte mare, noi împreună cu dumneavoastră ne vom stărui să alegem așa un numitul starostă, da, se numește în grupa studențească, ca el fiind responsabil de dumneavoastră să aibă posibilitatea în orice moment a vă anunța pentru a organiza diferite manifestări.